proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de exploatare a carierei Tăul Roșu va intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, fiind propus un nou interval de exploatare de 20 de ani în condiții discutabile și care nu sunt acceptate de locuitorii din zona Ferneziu, atrage atenția consilierul local Bogdanel Viorel Gavra. Acesta spune că sunt necesare măsuri suplimentare de protejare a populației din zona. Prin contractul vechi, firma era obligată să stropească drumul. Eu vă dori mâine în ședință să schimb acest lucru, astfel încât zilnic firma să fie obligată să măture și să spele drumul, nu doar să-l stropească dintr-un recipient de 1000 de litri. Nemulțumirile oamenilor din zonă sunt legate și de faptul că covorul asfaltic de pe străzile Limpedea și Tăul Roșu este deteriorat din cauza traficului greu și necesită reabilitare totală și imediată. În plus, pe străzile menționate nu există trotuare pe toată suprafața lor, băimărenii fiind obligați să circule pe carosabil, expunându-se astfel riscului de a fi accidentați de mașinile cu tonaj mare din trafic, și alți consilieri locali sunt de părere că sunt necesare modificări contractuale și în ceea ce privește prețul cerut de autoritățile locale. Se dorește închirierea la un preț sub prețul pieței, practic, proiectul executivului domnului primar, prevede închirierea la 500 de euro hectarul, atât timp cât în piață prețul minim este undeva la 1000 de euro. Acum să noi am considerat că trebuie ajustat contractul cu la prețul pieței, prețul corect. Asta însemnând un plus pentru municipiul Baia Mare de 11 milioane de lei. Și aleșii locali din partea PNL susțin aceste modificări și spun că nu sunt de acord nici cu perioada contractuală prevăzută în proiectul de hotărâre de 20 de ani și doresc scurtarea ei la 5 ani. Cred că și n-ar fi perioada de închiriere. Eu am propus și colegii mei de la PNL și USR m-au susținut să fie maxim 5 ani. În 5 ani de zi se poate schimba foarte multe. Eu știu să se zice prețul, poate să scadă și să fie maxim 5 ani de zile. PNL, USR, sunt de acord cu mine și o parte din PNL. Consilierii locali spun că o altă modificare se referă și la programul în care mașinile de mare tonaj să poată tranzita zona și doresc scurtarea lui până la ora 20 și nu 22, cum este în prezent.